Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Mă numesc Zuleiha, sezonul 3, episodul 37. Demira a aflat că Sevda este mama lui Umit. El și Zuleiha cred că în tot acest timp ea a ajutat-o pe Umit să le distrugă căsnicia. Pe tot parcursul episodului, Demir o caută pe Umit. Când o găsește, Sevda îl amenință că dacă nu o va lăsa să păstreze copilul și să plece din oraș, atunci ea va spune poliției că împreună cu Zuleiha l-a ucis pe hoțul de la conac. Demir nu are de ales și le lasă să plece, deși știe că Umit se va întoarce după ce va naște și ori le va distruge căsnicia și viața, ori acel copil va deveni ca ficret și le va crea probleme lui Adnan și lui Leila în viitor. Zuleiha e dispusă să ia custodia copilului și să-l crească alături de frații lui, fiindcă amândoi au înțeles că Umit are probleme psihice și nu i-ar putea oferi o viață bună. Înainte ca Umit să plece din oraș, Demir îi spune niște vorbe umilitoare, iar atunci Umit vrea să îl împuște, însă Sevda se pune în fața lui pentru a-l proteja și este împușcată ea. Pe de altă parte, se află că Kumali, cel care știe că Zuleiha și Sevda l-au ucis pe hoț, este tata lui Uzun, fiica adoptivă a lui Sani și Gafur. Fekel începe procedurile pentru adopția lui Kerem Ali, însă vor întâmpina dificultăți, fiindcă fratele lui Mujgan vrea să îl ia pe copil. Fikret și Fekel se opun, deoarece bănuiesc că urmărește doar averea lui, cea rămasă de la Ilmaz și de la Fekel. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.